În 1998, după terminarea facultății, proaspătul profesor de educație fizică și sport Adrian Mihai a decis să devină antreprenor alături de fratele lui, Neculai Mihai, și de prietenul lor din copilărie, Felix Pătrășcanu. Au decis împreună o firmă în domeniul materialelor refolosibile, la care au renunțat însă după ce au lansat Fan Curier. Deși nu are legătură cu activitatea mea antreprenorială, Facultatea de Educație Fizică și Sport mi-a oferit câteva insight-uri esențiale în afaceri, de care am devenit însă conștient în timp. Mai precis, disciplina pe care ți-o impune practicarea sportului, atenția la mediu, atenție distributivă și, nu în ultimul rând, chiar și tactici de strategie. În cei 16 ani, cei trei antreprenori au investit 50 de milioane de euro în afacere și au construit cea mai puternică firmă de curierat rapid din țară. Fan Curier este de 8 ani consecutiv liderul pieței cu cea mai numeroasă echipă. Are peste 2750 de colaboratori. Are cel mai mare parc auto, 2250 de autovehicule. Livrează în 24 de ore în peste 15.000 de localități din întreaga țară și internațional. Și are astăzi peste 30.000 de clienți, dintre care 90% sunt companii. Livrează zilnic o medie de peste 80.000 de colete. Ne-am ghidat aproape întotdeauna după principiul win-win, ne spune el. Clientul expeditor câștigă servicii de calitate, compania câștigă din volumul transportat și din satisfacerea clientului, iar la rândul său, acel client satisfăcut poate aduce alți clienți pentru că primește marfa rapid și singur. Și ce mi-a plăcut cel mai mult a fost următorul citat care l-am desprins de la Adrian Mihai. Un business în care una dintre părți nu simte acest lucru este sortit eșecului. Adrian Mihai. Mihai. Aș vrea să... Mulțumesc pentru prezentare, foarte frumoasă. Și aș vrea să mulțumesc în continuare organizatorilor pentru organizarea acestui eveniment și oportunitatea de a vorbi în fața unui public atât de numeros și valoros în același timp și în compania unor speaker foarte experimentați, aș spune. Titlul ales este foarte interesant. Sunt cuvinte dragi mie, toate dintre ele și antreprenor și inovație. Și astăzi am văzut că Peter Drucker este foarte la modă. Am și eu un citat din Peter Drucker, care spunea despre antreprenor: cineva care caută schimbarea, reacționează la aceasta și exploatează oportunitățile. Inovația este un instrument specific a antreprenorului, astfel antreprenorul eficient transformă o sursă într-o resursă. Antreprenorul este cel care creează compania și nu este dator neapărat să rămână în acea companie și să-și desfășoare activitatea. Eu am ales să construiesc o companie împreună cu partenerii mei și să rămân în acea companie și implicat executiv. Și aș vrea astăzi să vă vorbesc din experiența personală, din lucrurile pe care le-am construit la firmă și am ales să vorbesc despre cum să-ți creezi o echipă antreprenorială în cadrul companiei, adică o echipă formată din antreprenori care se află în interiorul unei companii, așa numitul intraprenor. Primul pas în crearea acestei echipe ar fi recrutarea. Ai nevoie de oameni de foarte bună de calitate, ai nevoie de oameni inovativi, curajoși, oameni dispuși să spună tot timpul da și trebuie să le creezi și un mediu în care să desfășoare activitatea. Oricât de mare ar fi firma, părerea mea și aș putea să-mi permit să spun și sfatul meu, este nu delegați alegerea oamenilor importanți din firmă doar departamentului HR. Sunt oameni cheie cu care veți lucra zi de zi și s-ar putea să vă treziți că este ales un profesionist, dar nu veți putea să lucrați cu el. Și aici pot să spun din propria experiență, la un moment dat când antreprenorul la începutul firmei face de toate, apoi pe măsură ce firma crește, începe să delege. Eram și eu cuprins de febra delegării, am zis trebuie să deleg cât mai multe din ceea ce fac și am delegat inclusiv alegerea unui manager important din firmă către departamentul HR. Departamentul a ales un om foarte bun, foarte priceput, dar când am început să lucrez cu el, mi-am dat seama că nu reușeam să comunic. Am zis, bun,
Nu știu să comunic cu el. Hai să schimb comunicarea pe stânga, pe dreapta, în sus, în jos. Nimic. Nu reușeam nici într-un fel să lucrez cu acel om. Și atunci am stat și am analizat. HR-ul și-a făcut treaba, a ales un om foarte bun. De ce nu pot eu să lucrez cu el? Pentru că n-a existat o chimie între mine și acest om. Deci sfatul meu în privința recrutării e pentru oamenii cheie, faceți-vă timp și alegeți-i împreună cu departamentul de HR în așa fel încât să aveți și o chimie cu acei oameni, să puteți să lucrați cu ei, pentru că veți scuti mult efort după. Al doilea pas ar fi să construiești echipe cu acei oameni. Trebuie să construiești tu echipă cu ei și ei la rândul lor să aibă o echipă cu care să lucreze. Acea echipă pe care și-o vor forma oamenii tăi trebuie să aibă cam aceleași, să spunem, gânduri, aceleași strategii, aceleași dorințe cu conducătorul lor. Este foarte important că inovația este un sport de echipă. Puțini au fost oameni care au inventat singuri. Și voi veni cu un alt exemplu de la mine din companie. La un moment dat aveam probleme cu damage-urile, coletele distrusele clienților noștri. Ne-am făcut noi o strategie și am spus, trebuie să facem în așa fel încât să avem un singur damage la 25.000. Și de ce lucra mai mult echipa de în logistică, de ce acest număr creștea? Ce să facem? Am hotărât să facem o ședință de brainstorming cu o echipă mărită și cele mai bune idei n-au venit de la echipa din logistică, de la echipa care era implicată în proces zi de zi, pentru că ei aveau paradigmele lor și nu găseau soluțiile și au venit ideile cele mai bune din alte departamente. Idei care ne-au făcut să reușim să ne atingem targetul. Deci e clar, pentru a face inovație, pentru a putea să construiești, ai nevoie de o echipă și ai nevoie de o echipă inovativă. Al treilea pas ar fi să înveți să conduci acea echipă. Nu e ușor să conduci o echipă de oameni antreprenorială, oameni care sunt învățați să fie liberi, dar trebuie să găsești, eu știu, punțile pentru a putea să lucrezi cu ei. Trebuie să le găsești task-uri care nu pot fi declarate ca liniare, plictisitoare, pentru că îi vei pierde și nu vei obține randamentul pe care ai nevoie. Al patrulea pas ar fi să le împărtășești din experiența ta. Va trebui să lucrezi mult cu această echipă, să stai, să le povestești, iar faptul că pierzi timp, și ce v-am spus până acum înseamnă pentru un antreprenor foarte ocupat timp, te va face să pierzi timp la început cât formezi acea echipă, iar apoi vei putea să lucrezi foarte bine cu echipa pe care ți-o formezi. Am manageri în companie, în echipa noastră, care atunci când îi chem în birou, îi întreb de când intră în birou. Știi de ce te-am chemat? Fără să-i spun. Și de multe ori, nu știu, în 80% din cazuri, da, știu și am și soluția la problema respectivă. Asta cred eu că înseamnă să ai o colaborare foarte bună cu echipa pe care o ai. Iar această colaborare se face în timp și se face dacă te apleci foarte mult asupra echipei și le împărtășești din experiențele tale, le spui viziunea ta, le spui dorințele tale și așa ei vor ști ce îți dorești de la ei. Al cincilea pas ar fi să-i observi în permanență. Când mă refer la observat în permanență, nu mă refer la a sta tot timpul cu ochii pe ei de dimineață până seara, dar a le crea anumite limite și a-i urmări în acele limite. Și aici o să vin cu un experiment care s-a făcut undeva lângă Chicago, în 1924-1932, pe perioada 8 ani. De fapt, experimentul urmărea să vadă creșterea sau descreșterea productivității în funcție de luminozitatea din spațiul respectiv. Până la urmă n-a avut nicio legătură luminozitatea cu creșterea productivității, ci doar faptul că erau observați și oamenii știau de ce sunt observați, i-a făcut să crească oportunitatea. Toate aceste ingrediente sunt foarte importante, dar mai e nevoie de un ingredient. Acesta ar fi norocul. Noroc pe care un campion de golf îl definește: cu cât muncesc mai mult, cu atât am noroc mai mult. Așa că vă doresc în continuare să aveți noroc cât mai mult. Vă mulțumesc!